Dacă unii vor încerca să minimalizeze rezultatul obținut de candidatul nostru, susținând că este un vot anti-sistem, alimentat de ură, eu spun că este o impresie greșită și sunt convins că românii au votat în deplină cunoștință de cauză, perfect conștienți de consecințele ireparabile pe termen lung a unei opțiuni greșite. Prin cele aproape 199.000 de voturi acordate candidatului ACL, Bihorul se situează între primele județe din țară. Nu vă pot spune exact pe ce loc suntem, dar 100% suntem pe un loc fruntaș. Pentru toate aceste rezultate, în numele candidatului nostru, Klaus Iohannis, mulțumesc tuturor bihorenilor, fie ei și membri sau simpatizanți ai ACL, sau neînregimentați politic, dar animați de spiritul civic de schimbare. Îi asigur pe toți de respectul meu și pe acei alegători care s-au abținut de la vot în turul întâi sau au fost nehotărâți până în ultima clipă privind opțiunea lor. Faptul că au decis să se exprime prin vot dovedește că exercițiul democratic pe care l-au deprins este o soluție corectă. Aș vrea să le mulțumesc în particular și concetățenilor noștri de naționalitate maghiară, pentru că nu și-au lăsat conștiințele manipulate de liderii locali ai UDMR și au votat în cunoștință de cauză, covârșitor în favoarea candidatului nostru. De asemenea, aș vrea să mulțumesc colegilor din ACL Bihor, stafului de campanie, pentru efortul depus și sper că vom gestiona cât mai eficient această victorie. Astfel, pe plan local, sper în finalizarea cât mai rapidă a consolidării noilor majorități în consiliile locale și Consiliul Județean Bihor. La nivel național, cred într-o coagulare cât mai curând a unei noi majorități parlamentare, care în urma depunerii și susținerii unei moțiuni de cenzură, să desemneze un nou prim-ministru care să reintroducă guvernarea, să reintroducă la guvernarea țării rigoarea, eficiența și competența. Referitor la votul din Bihor, aș remarca faptul că în ciuda unei campanii electorale mizerabile și necinstite, candidatul PSD a depășit majoritatea voturilor exprimate doar 20 de comune din cele 100 ale județului Bihor. Pentru simetrie, aș vrea să mai precizez că în 20 de comune și orașe din Bihor, candidatul ACL a obținut peste 70% din voturi. Dintre acestea, aș mai scoate în evidență rezultatul de palmares obținut în comuna Borș, unde Klaus Iohannis a obținut peste 87% din voturi, dar și rezultatul foarte bun la Oradea, unde am înregistrat 68,41% din voturi. De asemenea, unul dintre cele mai bune rezultate la nivelul marilor municipii din țară. Aș fi foarte curios să știu ce au simțit azi noapte după numărarea voturilor cei care, din slăbiciune sau lipsă de caracter, și-au trădat alegătorii, schimbându-și opțiunea politică în timpul campaniei electorale. Și vreau să vă reamintesc și să vă reamintesc că le-am atras atenția la timpul potrivit asupra consecințelor greșite și a demersului lor. Aici, aș vrea să vă mai spun că am avut probleme legat de faptul că s-a făcut presiuni asupra primarilor noștri,
ai ACL, respectiv al PNL, de către anumite grupuri de samsari politici. Vă spuneam și la conferința trecută de acest lucru. Și vă reamintesc faptul, adică vreau să vă spun că au contactat unii primari de-ai noștri și le-a cerut să facă non-combat, promițându-le tot felul de lucruri. Echipă de comando format din Petru Filip, Petruț Vasile, Dumea Dorel, s-au plimbat prin județ, pe la primar, să-i convingă să nu se mobilizeze pentru turul 2. Și turul 1. Îi felicit pe acești primari că nu s-au lăsat intimidați, să nu spun altfel, de nimeni și și-au văzut de treaba lor. Vreau să remarc faptul că în comune, unde în primul tur am pierdut, în turul 2, în mare lor majoritate, dacă nu peste tot, am câștigat. În mare majoritate, avem vreo excepție sau două. Am bătut. Deci s-au mobilizat acolo organizațiile locale, primarii, staful de campanie și am câștigat. Am câștigat în turul 2. Și în unele locuri chiar la scor foarte bun. De asemenea, vreau să vă informez și poate ați văzut că am câștigat la Borod, unde nu avem niciun consilier local. Primarul a plecat cu toți consilierii și cu viceprimarul. La Dobrești, la Săcădat. Și atenție, aici sunt nu e influența populației maghiare. La Balc, la Tărcaia, am bătut la scor. La Ciumediu e foarte strâns. Deci am câștigat. Electoratul nostru n-a plecat cu domnii primari. A rămas fidel dreptei. Deci iată că nu poate fi manipulat electoratul așa cum credem noi. Iar prin decizia mizerabilă și fără precedent care a luat-o PSD-ul prin această ordonanță de urgență în care să se permită traseismul politic, n-a reușit ceea ce și-a propus. Ne-a luat aproximativ 500 de primari. Și nu mai știu câți președinți de Consiliul de Țene. Dar iată că nu le-a ieșit. Poporul român nu este atât de ușor manevrabil cum cred unii. Sau atât de neinformat. Poporul român s-a mobilizat și a demonstrat că știe calea care trebuie să urmeze. Și a votat în consecință. A depășit toate așteptările. Iar ce s-a întâmplat în diaspora este un lucru foarte grav. Dacă cineva își poate permite să ia dreptul unui cetățean să voteze, trebuie să răspundă pentru această faptă. Și eu sper că va răspunde. Acest domn care vremelnic este ministru de externe, a fost pus acolo doar ca să manipuleze. Va trebui să răspundă în toate punctele de vedere.